Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a îndemnat astăzi Consiliul European să accepte începerea negocierilor de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Șeful diplomației germane a transmis mesajul azi, în timpul unei conferințe organizate la Berlin, la care au participat ministrii de externe ai țărilor Uniunii Europene și ai celor 10 state care doresc să devină membre ale blocului comunitar. O uniune mai mare și mai puternică. Cum să facem ca Uniunea Europeană să fie pregătită pentru extindere, iar viitorii membri să fie pregătiți pentru aderare? Acesta a fost leitmotivul conferinței de la Berlin, la care a participat și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu. Șeful diplomației germane, care a găzduit evenimentul, a declarat că nu doar statele candidate la aderare trebuie să fie pregătite pentru integrare, ci și Uniunea Europeană trebuie să se reformeze pentru a fi gata să accepte noi membri în cadrul blocului comunitar. Wir wollen die Ukraine als Mitglied unserer Europäischen Union. Wir begleiten euch bei diesem Weg, gerade auch finanziell, strukturell, materiell. Aber die geopolitischen Gründe, die für den Beitritt der Ukraine, Moldaus und Georgiens jetzt sprechen, die gelten natürlich auch, trotz der Versäumnisse der letzten 20 Jahre, für den westlichen Balkan. Deswegen sollten wir uns fragen, wie können wir den Beitrittsprozess so gestalten, dass nicht noch einmal ganze Generationen ihr Leben im Warteraum der EU verbringen. La reuniunea Consiliului European pentru Afaceri Externe organizată la Berlin, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a declarat că Republica Moldova depune eforturi consistente pentru aplicarea reformelor cheie necesare demarării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. El s-a întâlnit cu mai mulți oficiali europeni, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în vederea combaterii numeroaselor atacuri hibride ale Federației Ruse și pentru consolidarea securității statului. Mai mulți diplomați europeni citați de publicația Politico au dezvăluit că miercurea viitoare Comisia Europeană va recomanda șefilor de stat și de guvern ai blocului comunitar să înceapă negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cele două state au devenit candidate la aderare în iunie 2022, când s-au angajat să aplice un set de reforme recomandate de Comisia Europeană pentru începerea negocierilor de aderare. Autoritățile de la Chișinău urmau să îndeplinească 9 recomandări. Un raport intermediar al Comisiei Europene prezentat în iunie arăta că Republica Moldova îndeplinise complet 3 recomandări, făcuse progrese în 2 domenii și mai avea restanțe în altele 4. Lupta împotriva corupției, combaterea criminalității, deoligarhizarea și reforma administrației publice.